se strânge la bul pentru ministrul Lova, cei 60 de kilometri de autostrad prom sublinierei, în pericol, dacă nu se încheie lucrurile la timp, ne mutme pe subliniere antier. Lucrurile pentru finalizarea intrării în Bucure subliniere T, zona Petricani, autostrăzii Bucure subliniere T Ploie subliniere T ar trebui încheiate până începe anul subliniere colar 2018 la 2019, iar dacă nu vor fi gata la timp ne mutme pe subliniere antier, a declarat miercuri ministrul transporturilor, Lucia Nova. Dacă acest subliniere T greci, actor sa, constructorul desemnat împreună cu Euroconstructra din 98 se continue execuția, nu vor încheia lucrările la timp, ne mutme pe subliniere antier. Tronsonul acela ar trebui să fie gata până la începutul anului subliniere colar, a declarat Lucia Nova, într-o emisiune la Antena 3. Lucrurile la acest tronson, între Oseaua Petricani sublinierei centura capitalei, erau programate să fie gata în 2015, dar contractul a fost reziliat. Noul contract a fost semnat în februarie 2016 cu asocierea SC Actor SA, Grecia, sublinierei SC Euroconstructra din 98 SRL, România. Statul va plăti aproape 130 de milioane de lei fără TVA, iar lucrurile trebuie finalizate, potrivit contractului, până în august 2018. Lucia Nova a mai precizat că acest tronson se încadrează în cei 60 de kilometri de autostrad despre care spusese recent ce vor fi daci cu siguranță când folosim în 2018. De asemenea, tronzonul respectiv este vizat să fie luat în compania întrepriza statului, în cazul în care lucrurile vor întârzia. Cu această întrepriză avem în proiect să finalizăm două lucruri, centura Sucevei sublinierei, dacă întârzie, tronsonul de la Petricani autostrăzii Bucure subliniere T Ploie subliniere T, a spus ministrul transporturilor. Situația este cu atât mai tensionat cu cât premierul Viorica Dăncilă a dat recent sublinierei un ultimatum cu privire la respectarea termenelor de finalizare a marilor proiecte din infrastructură. Am avut mai multe întâlniri cu ministrul transporturilor. Vrem să vedem un plan până pe 10 la 11 martie, un plan foarte bine documentat, cu etape urmărite, cu persoanele care se răspund de fiecare etapă în parte, cu o evaluare a noastră, din două în două săptămâni, astfel încât atunci când venim în fața opiniei publice tot ceea ce promitem să fie sublinierei transformat în realitate. Fiecare persoană care este responsabil de un anumit termen va trebui să îl respecte. Nu va exista niciun fel de credibilitate acordat pentru o întârziere a unui termen, decât dacă vor fi lucruri obiective sublinierei care au intervenit pe parcurs, legate de aceea perioadă, dar fiecare va trebui să se încadreze în acel termen, pe fiecare etapă pe care subliniere i-a propus-o în planul lui. Inclusiv ministrul, a precizat Dăncilă în cadrul unei emisiuni la România TV.